În prima parte a zilei, până să se rupă norii, Chișinăul s-a fierbântat din nou, iar deplasarea cu transportul public a fost o probă de foc. Greu le-a fost nu doar pasagerilor, dar și șoferilor și taxatorilor. Aceștia spun că nu prea au ce face decât să deschidă geamurile pentru a se mai răcori câtuși de puțin. Directorul Regiei Transport Electric strânge din numeri și spune că doar în trolei buzele noi sunt aparate de aer condiționat, însă nu în toate. Până să cadă ploaia torențială, oamenii din Chișinău au fost puși la grea încercare de arșiță. Troleibuzele au devenit adevărate saune pe roți, iar pe unii pasageri căldura i-a doborât. E cald, foarte cald. Și știți, un aer închis în dușală. Eu după operație pe cord mă simt... E foarte obositor și totodată pe căldură nu sunt condiții și... În primul rând, transpirăm și obosez. Oamenii se apără de căldură cu evantaile sau stau pe lângă ferestrele deschise. De aparate de aer condiționat, nici vorbă. Deschid numai geamul. Tot ce pot să facă troleibusele astea. Troleibuse, конечно, хочется, чтобы... Condiționerii настоящие были, они маленькие, этот ветерок. Greu le este șoferilor, dar și taxatorilor care sunt nevoiți să petreacă o zi întreagă de muncă în asemenea condiții. Așa că abia așteaptă sfârșitul zilei pentru a se despărți de munca sufocantă. E cald, e nedușală, desigur. E disconfort. Ar trebui de schimbat troleibusul de care au peste 50 de ani. Утром идешь нормально, еще как бы можно работать. А уже после обеда жарко невыносимо. Aer curat, și din nou la traseu. Astăzi lucrăm, mâine e zi liberă și o să plecăm undeva la Evadorul Vodă și o să mă odihnesc. Aici deschidem lucrurile. Să vă spun, dar aici e mai bine. Mai bine, este să deschide și mai curent. Și ei își doresc aparate de aer condiționat în troleibuze, care le-ar mai ușura puțin munca pe timp de caniculă. De partea cealaltă, directorul Regiei Transport Electric susține că din cele 30 de troleibuze noi, doar 20 au aparate, pe când în celelalte abia urmează a fi instalate. În cele vechi însă nici vorbă de aer condiționat.